Bun găsit, dragi prieteni! Vorbim despre, despre implicare, despre ONG-uri, despre, eu știu, oameni care se implică în societatea noastră, dar pe bune, nu de ăștia care, eu știu, aparent creează așa un joc de gleznă. Și astăzi în emisiunea noastră este doamna Cristina Demeterca, președinta Fundației Cristiana. Am mai fost aici în emisiunea noastră, a venit cu lucruri absolut năucitoare, trafic de persoane, lucruri despre care aș fi crezut că se lasă cu un cutremur, da? Mă rog, asta e omul, nu e interesat nici de trafic de persoane, nici de nimic, nimic, nimic. Bun, oamenii ăștia au mai umblat, au mai fost invitați prin străinătățuri, n-au fost invitați așa că, băi, n-ai ce face, hai, vino până la noi, au fost invitați pe valoare, pe greutate. Mă gândesc că n-a vorbit nimeni în spațiul nostru județean despre lucrul ăsta și a zis că e normal să vorbim noi, pentru că noi venim de fiecare dată cu exclusivități aici și exclusivități de astea, de consistente. Bună dimineața, doamna Cristiana și doamna Cristina, și bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Ce ați mai făcut? Pe unde ați mai dispărut? Așa că dispăreți vreo lună de zile și după aia mă trezesc cu un telefon. Păi am fost acolo, am mai fost așa. De data asta a fost invers, telefonul a fost invers, dar chiar aveam noutăți interesante. După cum se știe, în mediul societății civile, vacanță nu prea există. În perioada de vacanță, noi mai găsim oportunități de a interacționa cu beneficiarii noștri, pentru că este și vară, este timpul frumos. Și cu ocazia aceasta am mers cu o delegație din cadrul Asociației Cristiana. Am fost invitați, aș spune eu, cu insistență, de organizația Interaction din Tiraspol. Asta spune așa, Interaction din Tiraspol. Da. Este vorba de o asociație care se ocupă 10-11... de asemenea de drepturile victimelor. Da, da, 10-11 iunie. Am avut 4 zile, de fapt, de delegație, pentru că ne-am întors și am rămas o zi și în Chișinău, tot la invitația dumnealor. A fost o conferință ceea ce s-a adresat ONG-urilor care militează pentru drepturile omului în toată valența, deci nu s-a adresat neapărat pentru copiilor sau vârstnicilor sau tinerilor sau victimelor, ci s-a adresat în general oamenilor de toate vârstele, societății civile din România, Republica Moldova și Tiraspol, și Ucraina. A fost o delegație... Transnistria, da? Da, Transnistria. Transnistria, da, și, Tiraspol. Da, Republica aia... Da, Tiraspol, da. Deci ai avut o ocazie unică să treci, ca să spunem așa, granița din... Da, din partea cealaltă. A fost o ocazie, într-adevăr. Acolo este unul dintre voluntarii noștri, e vorba de Isabel Pascal, care este voluntar în cadrul asociației noastre. E franceză? E pe un schimb, nu, este din Spania venită. Ea este într-un schimb de experiență în România până în luna noiembrie. Au venit la începutul lunii iunie și imediat ulterior am reușit să îi angrenăm. Domnul este Benjamin Rossmann, este din Germania, tot voluntar în cadrul asociației. Cum, Benjamin? Rossmann. Rossmann, da. A făcut parte din delegația cu care ne-am deplasat în Transnistria. Deci sunteți o comunitate europeană, să spun așa. Da, am avut o experiență multiculturală în Transnistria, dacă ei acolo au aproape 4 naționalități diferite în Tiraspol. Am venit și noi într-o delegație de 4 persoane, dar fiecare cu țara lui. Da, fiecare cu țara lui. Reprezentând altceva. Bineînțeles că acest eveniment s-a adresat și jurnaliștilor din acele țări prezente. Noi am promis, de asta și venim cu aceste informații la dumneavoastră aici la 1 TV și vă mulțumim pentru invitație, pentru că am promis că vom disemina această informație. Nu au putut fi foarte mulți jurnaliști prezenți la acea întâlnire, pentru că exact în ziua în care noi am plecat spre
Tiraspol, spre conferință. În Moldova se întâmplau niște evenimente nu tocmai fericite pentru dumnealor. A căzut Plahotniuc. Da, a dispărut Plahotniuc, da. Deja eram pe teritoriul Republicii Moldova când am văzut știrile. Am stat un pic cu emoții, dar vreau să vă spun că acolo informațiile, tematica acestei conferințe, oamenii deosebiți pe care i-am întâlnit, deci am întâlnit acolo reprezentanța ONG-urilor din mediul academic cu propuneri și proiecte într-adevăr deosebite, cu metode studiate și cu posibilitatea de a le aplica în societate cu adevărat. Am aflat de o metodă de învățare equal to equal, de la egal la egal, în care voluntarii sunt pregătiți, sunt trainuiți după proceduri, după metode academice, ulterior introduși treptat în activitățile ONG-urilor și la rândul lor pentru a pregăti alți voluntari, dar și pentru a lucra cu beneficiarii. Niște metode foarte interesante, bineînțeles că nu sunt traduse în română sau în engleză, sunt doar în rusă. Ei au fost foarte drăguți și ne-au pus la dispoziție. Colegul din Germania s-a oferit să ne le traducă pentru că el vorbea rusa mai bine decât unii de acolo din delegație, chiar și decât traducătoarea noastră reușea să ne facă anumite precizări, bine, din rusă în engleză. Am bifat niște momente interesante. Una la mână, echipa s-a simțit extraordinar, condițiile au fost excelente și de cazare și de masă și de vreme și de vremea, văd că ați mai ieșit prin oraș, de la mai... de la 17 grade atunci în zilele respective la plus 34 de grade. Ei, deci da? au fost atunci valul de caniculă. Au crescut termometrele peste tot, da. Aici unde sunteți? Aici am avut ocazia de a vizita cetatea Bender, noi am zis Tighina, ei insistă pe această denumire de Bender. Cetatea construită de la Alexandru cel Bun Bender, și fortificată în perioada lui Ștefan cel Mare. Este o cetate foarte veche, foarte mare ca și întindere. Foarte spectaculoasă, bineînțeles că nu prea am zărit așa din prezentarea ghidului contribuția românească, noi eram un pic cam frustrați din punctul ăsta de vedere și spuneam, domnule, la un moment dat sunt acolo niște busturi aliniate și ziceam, dar Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun, ceva, nimic, se făceau că plouă. În momentul când începeam să întrebăm, deja era vorba, era în limba rusă explicația și nici nu încercau să ne explice în deci acolo e răutate antiromânească așa la... Nu, evită, pur și simplu sunt diplomați, da. Dar noi am tot întrebat unde e totuși contribuția românească aici. O să vedeți, sunt uniforme franceze, sunt uniforme... pentru că s-au tot perindat. Aici este o parte din delegația noastră și traducătoarea alocată nouă. Sunt din delegația de la București, este doamna Cristina Jantea, este reprezentanta Centrului de Resurse Juridice de la București și de la Funky Citizen a fost o reprezentantă. Aici o parte din tapiselie și dioramele care sunt acolo într-o parte a muzeului. Foarte spectaculos. Ia uite ce tare, asta e o domnișoară. Nu, e un manechin. E un manechin. Un manechin, o domnișoară, da, așa, făcută mai... E un bărbat mai feminat, un să zicem bărbat așa. Mai... Francezii, na, sunt mai finuți, da, așa. Da, da. Da, toate materialele sunt foarte frumos expuse, bineînțeles în limba rusă, nu prea am înțeles de mare lucru. Norocul meu a fost că am avut o ocazia de a participa la un seminar de istorie cu privire la cetățile de pe timpul lui Ștefan cel Mare, cetățile lui Ștefan cel Mare și chiar despre cetatea de la Tighina, Bender. Chiar a venit o delegație de acolo și a prezentat, bine, limba română, cu vreo lună și ceva înainte de a pleca noi acolo, în luna mai. Acum recunoșteam în acele prezentări ceea ce văzusem în România deja despre cetate. Aveați posibilitatea să-i verifici. Da, am avut o posibilitate să verific certitudinea informațiilor. Hai să ne întoarcem puțin la seminar, văd că și fotografiile seminarul, au ajuns. Deci, după cum remarcați, deja suntem în alte formații, deci pentru prima dată am
Știți că mergem la, la tot felul de conferințe, întâlniri, sunt acele formulare de follow-up în care la sfârșitul conferinței, chiar dacă a durat o zi, două, trei, ți se oferă un formular și să-ți exprimi punctul de vedere apropo de cum ți s-a organizat conferința. Vreau să vă explic că cel care a finanțat organizația care a finanțat organizarea acestui eveniment este organizația Hans Seidel din Germania. Reprezentantul acestei organizații, doamna Violeta, sper să nu greșesc, mai bine îmi menționez doar atât, a stat pe tot parcursul conferinței. Din România? Ea este din Moldova, a locuit o perioadă și în Transnistria, dar ea este din Moldova. Și este reprezentantul acestei organizații care a finanțat evenimentul. Vreau să vă explic că nu a plecat din conferință nici Maia, măcar că e Maia Sandu, o secundă. Fata asta, mă gândeam. Da, e voluntara noastră. Da, da, e foarte versatilă, e foarte frumoasă, da, și fotogenică. Iar n-a părăsit deloc incinta locația respectivă, a stat cu noi pe tot parcursul, nu a intervenit brutal pe principiul că eu plătesc, eu vă spun ce să faceți. Dar evaluarea conferinței și a prezentărilor din conferință și în general doamna, a întregului eveniment, asta e doamna Oksana Alistratova este organizatorul, președintele Asociației Interaction din Transnistria și are filială inclusiv în Moldova, în Chișinău. Tocmai pentru că acolo sunt anumite particularități organizatorice, ne-a explicat dumneavoastră chiar când am ajuns, pentru a se alinia ambelor legislații, și legislației ruse, și legislației din Transnistria, și, de fapt, cele trei legislații, și legislația din Moldova, au decis ei să-și deschidă puncte de lucru, filiale, în cele trei țări, tocmai pentru a nu avea probleme în a-și desfășura activități de altfel destul de importante și consistente, pentru că ei chiar militează activ și sunt implicați inclusiv în combaterea fenomenului traficului de persoane. Ei chiar facilitează servicii pentru victime. Deci ca să lămurim un pic lucrurile, pentru că te-au auzit telespectatorii vorbind de Rusia, de Germania, așa, și acum cum e discuția asta din spațiu public? Nu cumva ai fost acolo, eu știu, ca să primești niște ordine, să, eu știu, doctrina rusă să intre prin ONG-ul tău, deci, altora și nu știu ce în România? Sau nici măcar nu ați fost chemați acolo la o trăinuire de asta? Nu, a fost fiecare pro-rusă, filorusă. Nu, dacă o să citiți agenda evenimentului, oamenii, o să vedeți că noi suntem invitați pur și simplu să ne facem prezentările proprii, deci fiecare delegat din România, de fapt din toată conferința, a beneficiat de o echipă de traducători, de experți, de specialiști cu care s-a informat, a lucrat pe acele prezentări pe care a ajuns acolo. Pentru mine, tocmai în ideea de a nu-mi denatura cineva informații, am preferat, chiar am schimbat de vreo 4 ori înaintea conferinței, în dimineața respectivă, prezentarea pe care doream să o fac. Tocmai că nu vreau să mă uit la un perete și să văd, eu știu, scris în rusă cuvinte pe care chipurile eu le-aș fi scris, am zis, domnule, hai să fiu sigură, am prezentat un raport în imagine la asociația noastră pe care l-aveam pregătit de mai de multă vreme. Ideea asta cu traficul de persoane e o problemă la nivel global, adică noi nu ne ocupăm doar de această parte. Această parte vine ca o... Deci noi nu ne-am implicat în prevenirea fenomenelor antisociale din societate, din comunitate, pentru că am visat noi noaptea că așa ar trebui să facem. Ne-am dus în școli, am avut activități cu diversi beneficiari de-a lungul timpului, am avut sondaje de opinie, am aplicat chestionare, da, și beneficiarii noștri prin intermediul lor am aflat, prin prelucrarea acelor informații, ne-am dat seama că avem o problemă cu traficul de persoane, nu, dar suntem cu victimizarea, și noi parte cu violența domestică, la nivel global, cu discriminarea. Normal, deci și nu facem e excepție. O problemă, problema e că în alte locuri aceste lucruri sunt finanțate mai puternică prin programe pe naționale. Săraci. Nu? Nu e o problemă mai puternică pe țările sărace? Nu numai, dar aici victima nu beneficiază de servicii de niciun fel. Deci dacă o să citiți, o să intrați pe internet, pe pagina Centrului de
studii juridice de la București, din cadrul Universității Română-Americane. Coordonatoare este președinta asociației, doamna Silvia Tăbușcă. A făcut public raportul american cu privire la situația traficului de persoane în România. O să cam rămâneți cu gura căscată, pentru că practic ei au demonstrat că știu mult mai bine situația în care noi suntem la momentul acesta. Deci ne-au făcut cei din Departamentul de Stat de la american o analiză destul de dură și doamna a fost și invitată la noi în Piatra Neamț în cadrul conferinței antitrafic pe care am organizat-o noi cu privire la rolul avocatului în apărarea drepturilor victimelor traficului de persoane. Și da, este reprezentant al României la ONU, la UNICEF, are un CV impresionant, doamna. Deci, ce vă spuneam este că acest raport este edificator, apropo de faptul că pentru victimele de trafic de persoane din România nu se fac foarte multe lucruri. Problema e că nu trebuie să se facă neapărat pentru victime. Problema e că trebuie să previe aceste fenomene antisociale, chiar dacă e vorba despre consum de droguri, despre agresiune, despre violență domestică. Nu trebuie să ajungi să ai victime, să înregistrezi victime pentru a face ceva cu adevărat important pentru cetățenii din comunitatea în care locuiești. Vă spuneam că noi nu ne ocupăm doar de asta. Asta a venit ca o activitate paralelă în care noi ne-am dat seama că există și fenomene care poate nu sunt atât de la vedere, dar ne afectează sau ne pot afecta, și în momentul când apar aceste fenomene, cam greu e să te mobilizezi în momentul în care nu ai, eu știu, resursele alocate. E foarte greu să duci o victimă în situație de urgență. Victima nu-ți vine la program la 8 dimineața. Victima apare, eu știu, la 2-3 dimineața, când poate vine bătută, vine schingiuită, indiferent de ce victimă e vorba. Și dacă nu ai resurse să mergi într-un adăpost, să-i pregătești, să-i pui la dispoziție o persoană specializată, un manager de caz care să se ocupe de ea, e complicat. De asta și se te cheamă victimă și de asta se și cheamă persoane în situații de criză. Iată, tu ai mai venit aici și noi am mai făcut o emisiune, cred că anul trecut, și am vorbit despre subiectul ăsta, flagelul acesta pe care mulți nu-l iau în consider. Băi, nu mi se poate. Eu sunt destul de deștept ca să așa, dar vorbim despre... Noi explicăm și în școală copiilor. Eu vreau să spun că un vecin de-a meu la țară a mai povestit asta și o mai repet. Mi-a povestit cum a ajuns în Italia din dorința asta. Lucra undeva rău tare la o spălătorie în oraș și a plecat în Italia, a ajuns victima sclaviei de asta moderne, muncă, așa modernă, numește, da? Muncă forțată. Și a făcut muncă forțată câteva luni în Italia, tot împins de niște români, hai mă că știu eu și la înțelegere cu patronul ăla, a primit așa, 2 așa euro pe oră, da? Și a muncit câteva luni să poată strânge banii să poată pleca acasă. Așa. Iată, România este un subiect chiar și în presa internațională. Păi este recent. Cel mai mare risc de sclavie modernă din Uniunea Europeană. Iată, scrie da, un subiect CNN. Considerați CNN țara cu cea mai mare, adică suntem numărul unu ca proveniența victimelor. În România este și dorința asta de a pleca din țară. Băi, aici nu se poate face nimic. Da, și problema și, e că și asta e, statul topoganul nu ăsta are, e... Vă explicam, nu există o procedură acum valabilă, pentru că strategia antitrafic a fost abordată și aprobată la începutul acestui an, planul de acțiune la fel, și deocamdată între timp a venit vacanța și vă dați seama că abia dacă eventual de la anul începând să zicem că intrăm pe o strategie și putem face lucruri concrete sau pași concreți în ceea ce înseamnă intervenția statului în această activitate de prevenire. Și ulterior, statul poate face și partea de combatere a acestui fenomen. Printr-o Pentru legislație. Că în Israel, de exemplu, la o conferință internațională organizată de acest centru de care vă spuneam, de această doamnă Silvia Tăbușcă, care este un specialist în domeniu și care a studiat extraordinar de mult și care are competențe deosebite în domeniul acesta, vă spuneam că reprezentantul statului Israel a venit în cadrul acestei conferințe internaționale, cred că acum 2 ani, deci în 2017, și ne-a povestit cum
În momentul în care au identificat că au situații de trafic de persoane în țara lor, au făcut întâlnire cu Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, da? Și au făcut ședințe și cu toți Adică factorii care cumva aveau ONG-urile și-au făcut și treaba, au informat instituțiile că exact, ONG-urile nu dar pot ele să... statul a avut o politică prin care a spus: noi nu dorim să avem cazuri de trafic, da? De niciun fel. Da, Pentru că acolo era o dar ați problemă simțit cu... dumneavoastră că au fost dezbateri în spațiu public, au fost campanii, au La fost noi au fost, anunțate, mă deci rog. noi organizăm campanii, avem un Iată. partener de nădejde și vreau să-l menționez pentru că într-adevăr este un partener de nădejde, este vorba de Inspectoratul Școlar Județean Neamț, care prin toate formele prin care, deci am organizat conferințe, am organizat workshop-uri, am organizat informări în școli cu copiii, am făcut ateliere ocupaționale. Nu vorbim neapărat de trafic, vorbim despre trafic sau nu vorbesc despre un fenomen antisocial, vorbim neapărat despre acel fenomen. Dar organizez activități alternative prin care le arăți copiilor sau cadrelor școlare că există posibilitatea de a face și în România activități prin care copiii pot vedea că există o speranță în țara asta, că cineva poate face lucruri interesante. Și atunci, Inspectoratul, vă spuneam, a fost un partener de nădejde. Întotdeauna ne-a promovat activitățile, au venit la activitățile noastre, au participat cu interes. Bine că și noi ne-am zbătut să oferim lucruri de fiecare dată altfel și prin care să implicăm cu adevărat, să le aducem informații updatate. Niciodată nu am venit cu situații pur și simplu pictată pe un ecran. Asta ar fi, sau le-am dat un material, le-am dat zeci de materiale, zeci de mail-uri în care am informat consilieri educativi apropo de pericole, cum am putea implica copiii în așa, am făcut scenete cu copii din zona rurală mai ales. E, trebuie Adică, prezentat pentru că mai amplu informațiile acestea, să știți, prin intermediul în presă. copiilor, Presa nu știu de ce nu prin prea se implică. intermediul copiilor, este un subiect Prezentăm, tabu. noi prezentăm cauza, Este știți? un Îi subiect prezentăm pe greu. emigranți ăștia care vin cu vapoare, cu vasele, cu așa, Acolo dar nu situația este merge nimeni critică. să vadă, băi, de unde pleci tu? Situația Ce este se critică. întâmplă acolo? Păi, Că și se spunea la un moment dat în spațiu public că România este țara numărul 1 la emigrație pe timp de pace. Da? Dacă țara Siria și aproape că suntem pe Una de același loc pace, cu una de Siria. război. Da, Da? una Deci e cu de Siria. pe Deci noi pace. suntem țara care plecăm într-un exod în condițiile în care la noi nu ne amenință nimeni. Deci eu nu Nu, dar vreau noi să spun plecăm din acum... dorința asta de a ne realiza, că noi vedem aici tot o groapă E de vorba gunoi, de dezamăgiri. așa, Pentru că și mergem fiecare... acolo crezând că acolo E este vorba un despre... Eldorado. E vorba Iată, despre România, dezamăgiri. da, România a avut, stimați telespectatori, am mai vorbit aici, e foarte important să știți lucrurile astea, să știm lucrurile astea, pentru că nu știi cum ajungi în... Prezintă România cea mai mare creștere a riscului de sclavie modernă. E adevărat, se vorbește de anul 2017. Principalele motive ar fi absența unei legislații, dar și a De unui fapt, program dedicat victimelor acțiunii violente. nu este Da. aliniată legislația noastră cu directivele europene în Europene. Da, domeniu. da, da. Asta ar fi, de fapt, ideea Asta nu e un și... subiect pentru agenda publică din România. Asta este așa, la nivel. Lasă, bă, aici e treaba lor. Ar Nu trebui vreți să să... fie. Ar Da, ar trebui trebui să să fie, fie. da. România și Italia sunt campioanele Europei la capitolul ăsta, dar vin din urmă țări care, iată, se situează și ele foarte bine, între ghilimele, în acest clasament de sclavie modernă: Grecia, Cipru, Bulgaria. Da, unde, iată, sclavia modernă se definește drept o umbrelă care reunește sclavia traficului de persoane și munca forțată. Da, Da. este foarte, foarte grav. Pentru că, iată, vorbim despre drepturi, că asta, cu asta am început, drepturile omului, toată ziua auzim, drepturile omului, drepturile omului, dar Deci, el crede eu că e am... atât de bine, cum să spun, omul, atât de bine de toată legislația asta internațională a apărat așa, încât el crede că bă, nu mi se poate, n-auzi toată ziua drepturile omului sus, la vale, la deal, la televizor, deschis, drepturile omului, drepturile omului. Ei, exact drepturile astea ale omului nu se respectă sau chiar nu sunt.
E vorba de lipsa de resurse, pentru că au fost foarte multe ONG-uri care s-au confruntat cu situații. Este inevitabil momentul în care interacționez cu beneficiari să nu auzi de un fapt antisocial, da? De un abuz care s-a creat acelei persoane. Dar, datorită lipsei resurselor, mai ales într-o situație de acest gen, adică pe acest domeniu, nu poți interveni decât cu specialiști. Deci nu poți risca să aduci în fața victimei persoane care în loc să o ajute să-i facă, să-i cauzeze probleme. Da, da. Nu vă gândiți că totuși vorbim despre trafic de persoane, vorbim despre o sursă de venit pentru acele persoane, pentru acei traficanți, iar acei traficanți nu stau cu mâna în sân. Ei au resurse. Da, da, da. Traficanți, da, de la sclavi pe plantație, pentru că și asta există, oameni care stau acolo undeva și muncesc ca sau chiar ca și sclavie sexuală. De ce sclavie să o dăm sexuală, după gard? Sclavie pentru după că, muncă. În primul și în primul rând, deci resursa, omul este o resursă inepuizabilă. Da? Mereu vor fi persoane care vor căuta oportunități. Și omul trebuie să devină o piață de desfacere. Iar traficantul asta oferă. Îi oferă posibilitatea de a-și atinge, eu știu, obiectivele, de a-și atinge, da, visurile. Am impresia că și Republica Moldova este în acest clasament, dar ea, nefiind în Uniunea Europeană, nu mai e? Nu, deci ei sunt asta foarte... nu, ei au intervenție, au procedură, ei au, în momentul când au semnat contractul de preaderare, au luat în calup tot ceea ce însemna legislație europeană și au adaptat-o, adică au preluat-o în integral. Ulterior au deci început să-și asume. Suntem în urma lor. Deci de asta am și mers că acum practic am revenit la subiect. De ce ne-am dus noi totuși acolo? De ce am acceptat această invitație? În primul și în primul rând că am fost recomandat să mergem. Ne-am gândit destul de mult pentru că era un efort, să zicem, nu neapărat organizatoric, dar un efort și după aceea ne-am dat seama că ni s-a spus că, dom'le, ați fost și curajoși. Acolo tot ce zonă e de război. Treci granița la Tiraspol. Dom'le, n-am simțit neapărat așa mult rusă. Pericolul. Da. Într-adevăr, sunt niște lucruri acolo. Sunt sub un oarecare control, având în vedere că între timp se mai inflamase situația și în Republica Moldova, într-adevăr, poate totuși un risc a fost. Da. Dar ne-am dus tocmai în ideea să vedem cum abordează ei anumite probleme, cum găsesc ei soluții. Soluția este intervenția statului. Legislația. Da, intervenția deja statului. Vorbim de rețele și legislativ, multinaționale, puterea decizională, dar și partea de ca să concluzionăm, intrăm la publicitate. Deci România și Italia, da, sunt țările fruntașe în domeniul ăsta al sclaviei moderne, indicele sclaviei. Există un indice de sclavie modernă. Este incredibil. Noi vorbim de cea mai, cum să spun, ridicată zonă, cea mai civilizată zonă a planetei aici în Uniunea Europeană. E, iată că noi, România și Italia, tragem în jos bine acest indice al sclaviei modernei. A crescut foarte mult în România, în țara noastră, ați auzit, nici măcar cât Republica Moldova. Mie mi se pare incredibil ce aflăm noi de la zi la zi, că România noastră pur și simplu refuză, nu știu, e așa într-o, totul este într-un dolce farniente, nu-i hotărâtă în niciun domeniu să pună piciorul în prag. Publicitate și ne întoarcem cu doamna Cristina Demeter, că aici să discutăm despre o altă prezență în spațiu internațional, de această dată în Italia, să vedem ce s-a întâmplat la Trieste, da? Să vedem ce s-a întâmplat acolo la o conferință. Revenim!